Bună ziua din nou, dragi cititori Herald! Iată-ne împreună la o nouă rubrică a emisiunii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Pe calea inimii, campanie, așa cum vă spuneam în edițiile anterioare, campanie care va ține până pe data de 10 iunie. Pe calea inimii, o campanie frumoasă, intrăm pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro, veți găsi acolo titlurile din această colecție cu o reducere de 40% și nu uitați, așa cum v-am spus de fiecare dată, la înregistrările, la postările noastre, la emisiunile noastre, lăsând un comentariu pe pagina de Facebook, pe pagina oficială a editurii Herald, pe pagina de Facebook, un comentariu, un gând sau o întrebare pentru invitații noștri referitoare la subiectele pe care noi le dezbatem în cadrul acestei rubrici. Cel mai interesant, cel mai apreciat comentariu va fi răsplătit, va fi premiat cu o carte la alegere din această minunată colecție Înțelepciunea Inimii. Astăzi vorbim despre o carte frumoasă, o carte care pe undeva îmi aduce, cel puțin mie, mi-aduce aminte de copilărie, am avut-o într-o altă ediție, este vorba despre peripețiile lui Nastratin Hogea și alături de noi este Mihai Cernătescu, un drag colaborator al editurii Herald, lector universitar, doctor la Facultatea de Științe Umane din Pitești. Nastratin Hogea a fost un învățător și un cleric musulman știutor de carte, care a rămas popular, a rămas faimos prin scurte povestioare satirice. În aceste scurte povestiri cu tâlc, el încurajează cinstea și adevărul în defavoarea minciunii și a nedreptății, indiferent de clasa socială din care provin oamenii. Nastratin are întotdeauna răspunsul pregătit, ca dând dovadă în felul acesta de istețime și de înțelepciune și îmbină de asemenea umorul și corectitudinea. Mihai Cernătescu, prima întrebare, din postura de traducător, de ce ai ales această carte pentru a fi tradusă și ce ți s-a părut interesant la ea și pe de altă parte, de ce ai recomanda-o? Bănuiesc că nu doar tinerilor, ci tuturor iubitorilor de carte de toate vârstele până la urmă. Bună ziua tuturor prietenilor editurii Herald. Această carte este, cum să vă spun dumneavoastră, este mai degrabă o culegere. Am folosit mai multe surse pentru a obține această culegere de basme, atât surse tipărite, cărți și culegeri, cât și am folosit pagini de internet foarte multe. Acum, de ce a fost acest subiect? Pentru că se citește cu plăcere, pentru că eu m-am întors după câțiva ani de zile din Iran în România și am simțit nevoia de a scrie despre asta, de a prezenta și românilor un fragment din cultura persană pe care eu am ajuns să o cunosc în anii petrecuți în Iran. A ieșit această carte, publicată la editura Herald în anul 2016 și a fost prima alegere. Trebuia să fie totuși ceva plăcut, ceva care să se citească ușor, dar în același timp ceva care să aducă și o încărcătură. Cartea are și un mesaj, da, are un mesaj social, îndeamnă oamenii, cum să spun, să facă bine, să creadă în adevăr. Este, cum să spun, este utilă cititorilor de la vârste micuțe până la vârste mari, pentru că, cum să spun, nu te plictisești niciodată de o povestioară frumoasă, indiferent de vârsta pe care o ai și poți trage de aici și foarte multe învățăminte, pilde. Este o carte utilă. Crezi că putem face, eu cel puțin la asta m-am gândit, recitind-o, de fapt, după foarte, foarte mulți ani, putem face așa un soi de paralelă între acest personaj, Nastratin Hogea, și, hai să spunem, din cultura noastră, mă gândesc la, nu știu, Anton Pan? Anton Pan, la jumătatea secolului XIX, practic, el l-a adus în literatura cultă românească pe Nastratin Hogea.
el cunoștea bine, să zic așa, sau cunoștea mult mai bine decât majoritatea românilor, cultura otomană și cultura din spațiu de la sudul Dunării, de unde practic el și provenea, acolo s-a născut. Și având o mână de poet, el a transpus în versuri aceste povestioare pe care le auzise în cultura otomană despre Nasrattin Hoxha. Și astfel, practic, el i-a deschis, să zic așa, ușa în cultura românească acestui personaj. Ulterior, a mai fost în 1961 doamna Dinescu, care a tradus din cultura turcă. Acest personaj este întâlnit, să zic așa, din Balcani până aproape în China. Eu am cules aceste povestioare din cultura persană. Foarte multe sunt sinonime, de asta există și o, să zic așa, o ceartă între mai multe nații care și atribuie pe acest personaj. Revendică, da. Exact, paternitatea lui este foarte neclară în momentul de față. Sunt morminte ale lui în Balcani, în Turcia. În Turcia este chiar și un mare festival, la Konya, în Iran de asemenea, în Tajikistan, în Afganistan. E un personaj foarte revendicat. De asta Anton Pan a venit, i-a deschis ușa. A mai fost odată în anii 1960 traducerea din limbă turcă a doamnei Dinescu și acum vin eu la un început de alt mileniu, să aduc un Nasrattin Hoxha din cultura persană. Pentru că există totuși modificări de substrat dintre, să zic așa, societatea iraniană, care este majoritate șiită în zilele noastre, și, eu știu, societatea balcanică, care este cu totul sunită în momentul de față, societatea musulmană din Balcani. De asta, povestioarele mele sunt totuși un pic diferite față de cele ale lui Anton Pan sau a doamnei Dinescu, pentru că sursa mea este alta față de a lor, acestor autori. În completare, chiar vreau să te întreb, cumva mi-ai răspuns la această întrebare, urma să te întreb această traducere pe care tu ai făcut-o, ce ar aduce nou față de celelalte, pentru că mi-aduc aminte, cred că și ca volum este diferită. Dacă nu mă înșel, Peripețiile lui Nasrattin Hoxha, în varianta tradusă și făcută cumva publică cititorilor, opinii largi, din Biblioteca pentru Toți, dacă nu mă înșel, era și mai scurtă, mai mică ca volum. Totuși, cartea este o carte destul de cuprinzătoare, mă refer ca volum. Deci are undeva spre 400, dacă nu depășește 400 de pagini. Da, uitați, acum am și eu sunt... Deci ultima povestioare la pagina... Nu, este mai mică, are aproape 300 de pagini. Aproape 300 de pagini, dar sunt aproape 500 de povestioare, pentru că foarte multe din ele sunt scurte. Ce să vă spun? În primul rând, în povestea vorbei și în povestirile lui Nasrattin Hoxha, el are doar 18 povestioare. Doamna Viorica Dinescu, în 1961, are tot așa în jur de 20 de povestioare. Eu aici am aproape 500, sunt mult mai multe și vreau să spun că am scos foarte multe. Explic, are o prefață foarte bogată cartea, unde vorbesc despre acest personaj, despre, să zic așa, întinderea lui în cultura Orientului, dar am renunțat la foarte multe pentru că se repetau sau pentru că efectiv nu aveau niciun sens pentru cititorul român. Și intenția mea fiind una de a, nu știu, a pune și eu un mic ajutor la mărirea culturii românești, am considerat că trebuie ceva tradus, ceva util, ceva folositor, și de asta am renunțat la multe dintre ele. Dar acest personaj este un fel de păcală, ca să zic așa. Da, un personaj exact, care da, este foarte isteț, este un om al timpului lui, bineînțeles, și în majoritatea situațiilor reușește să
să zic așa, să cadă în picioare în situația cu pricina, folosind o minte ascuțită, bazată pe logică. Deci mai puțin pe noroc, cât bazat pe logică și pe istețime. Poate și pe un amestec de intuiție. Bineînțeles, și era un om care știa să scrie și să citească. Absolut, pentru... Se apreciază că ar fi trăit dacă a existat într-adevăr, dacă unul dintre toate acele morminte din mai multe țări adevărat. Chiar ar fi adevărat al acestui personaj, undeva în secolul XIII. Asta înseamnă că era o perioadă extrem de tulbure în Orientul acelor vremuri, în care cultura și scrierea, ca să zic așa, și cititul erau destul de rar întâlnite. El a fost un om care știa să scrie și să citească. I-o spune practic numele, Mula, Nastratin Mulos, sau cum zicem noi, Nastratin Hogea, înseamnă că era cleric, era preot, era știutor de carte, cu certitudine. Un lucru foarte important, exact cum ai spus tu, pentru acea perioadă și care îi dădea într-un fel girul și am putea spune chiar încrederea oamenilor care îl abordau cu tot felul de situații, cerându-i, bineînțeles, sfatul și el dând tot felul de pilde și de povețe. Și am ales o mică anecdotă, se numește Lungimea Lumii. Într-o zi, o mână de oameni l-au oprit pe Nastratin Hogea pe uliță și l-au întrebat câți metri are lumea. Până să răspundă Nastratin Hogea, au văzut că alți oameni duceau un mort la groapă. Nastratin Hogea a arătat spre sicriu și a răspuns: întrebați-l pe el. El a măsurat lumea și acum, că a terminat-o, pleacă. Eu am explicat chiar în prefața cărții. Aceste povestioare țin de, cum să spun așa, de un curent sufi din religia islamică, un curent care practic a dispărut de sute de ani. Aici este vorba de a-L iubi pe Dumnezeu prin suflet, prin dragoste, nu atât prin dogmă, cum, să zic așa, promovează clerul, biserica. Și toate aceste povestioare fac apel la foarte mult la suflet și în același timp îi încurajează pe oameni, bineînțeles, să creadă în Dumnezeu din inimă, din suflet. Și este un personaj foarte frumos. Deci ajunge să-ți placă foarte mult acest Nastratin Hogea. Însă, în același timp, trebuie să te gândești foarte logic la ce spune, pentru că, în mod normal, să zic așa, sfârșitul unei povestioare nu va fi acela la care te aștepți tu să ajungi, ba dimpotrivă, el ajunge la un alt rezultat și ți se va părea atât de comică, să zic așa, varianta lui și atât de simplă și atât de normală încât te vei gândi, wow, dar eu de ce nu m-am gândit de prima dată la asta? E atât de logic doar. Pentru că sufismul cam asta înseamnă că are, să zic așa, un răspuns cam pentru fiecare și oamenii, în funcție, să zic așa, de nivelul lor de credință și de cultură, ajung să se identifice într-o anumită secvență. De asta unele dintre aceste povestioare par foarte seci și, cum să spun, închise, rece, așa, nu te prind toate, nu sunt toate, să zic așa, bancuri. Ușor ermetice. Eu îl sfătuiesc pe cititor să mai citească o dată și încă o dată și să deschidă așa, să spargă el nuca aia tare și să-i mănânce miezul dulce, pentru că atunci vine satisfacția. Și am și eu mai multe, bineînțeles, dar cele mai haioase, normal că sunt cele mai succes la public, da. Deși nu avem în fiecare zi, nu știu, zile bune, mai și suntem triști câteodată, mai sunt și de-astea și, logice. Și, da. Dacă vrei să citești una, cel mai dacă bine. Vrei să citești cu mare drag. Da, mi-am... În timp ce tu vorbeai, mă gândeam la un alt lucru, apropo de finalul pe care noi îl așteptăm la aceste anecdote, pilde, povețe, și mă gândeam un pic la umorul negru englezesc.
că de cele mai multe ori nu te aștepți la varianta pe care ți-o imaginezi tu ca terminarea unui banc, a unei anecdote, și de asta ți se pare umorul englezesc un pic sec, un pic mai greu de pătruns. Iar apropo de sufi și de sufism, într-adevăr ai punctat foarte bine vorbind despre suflet și despre acea inimă spirituală, cum o numesc sufiții, calb. Într-adevăr, probabil că avem și noi în creștinism, nu probabil, sigur avem și noi în creștinism, dacă vorbim de tradițiile abrahamice, în creștinism există isihasmul, da, este celebra rugăciune a lui Iisus, rugăciunea inimii, percepându-l cumva pe Dumnezeu prin intermediul acestei inimi spirituale a sufletului. Mai avem iarăși în Kabbala, dacă ne ferim la o altă tradiție abrahamică, în tradiția iudaică avem bineînțeles Kabbala, tot latura aceasta mistică, și bineînțeles tot latura mistică este și sufismul în islam. Bun, cuvântul calb, l-ai spus adineauri, provine din persană, înseamnă inimă, cord. Și se folosește chiar și în zilele noastre. Spunem bimarestone halb, spitalul de inimă. Bun, am găsit una, este o povestioară logică. Nu e de râs, dar este logică. Zice așa, nunta vecinului ca titlu. Acasă la Nastratin Hoxha a venit un bărbat și i-a spus: se pare că vecinul tău face pregătiri de nuntă. Hoxha i-a răspuns: și ce treabă am eu cu asta? Bărbatul a continuat: am auzit că vrea să-ți aducă o tavă plină cu prăjituri. Hoxha i-a răspuns în continuare: aha, și ce treabă ai tu cu asta? Deci, logica este îmbinată cu toată cultura asta orientală din... Nu știu, nu sunt eu foarte cunoscător pe zona extremului Orient, dar zona asta Orientului Mijlociu este plină, plină, plină de logică. Acum să vedem. Avem mai multe. Să luăm și una mai haslie. Aha, încă ceva. Eu am reușit să copiez, bineînțeles din sursa, și 23 de desene, astfel încât povestioarea pe care o citesc acum este tot, să zic așa, la categoria de logică, are și desen. Deci, practic, am 23 de astfel de desene. Se vede un pic? Da, da, sigur, sigur, se vede bine. Cum să zic, având cartea mână se vede mult mai bine, dar acum cu tehnologia asta plătim tribut. Plata mirosului. Un om sărac mergea prin oraș cu capul și cu umerii aplecați de greutățile vieții. A trecut prin fața unei prăvălii în care proprietarul frigea carne de oaie pe cărbun și mirosea dezmutat nasul din loc. Omul s-a oprit inspirând adânc. Era foame, dar bani pentru fripturi nu avea. Așa că a scos o bucată de pâine din desagă și s-a apucat să mănânce mușcând din pâine și inspirând cu nesaț mirosul fripturilor. Proprietarul l-a văzut, a ieșit din magazin și l-a apucat de mână spunând: să-mi plătești mirosul fripturilor pe care le inspiri. Bărbatul nu avea bani să plătească, iar proprietarul magazinului nu vrea să-l ierte. Nastatin Hoxha trecea prin apropiere, s-a apropiat și a spus: omul nu are bani să-ți plătească mirosul fripturilor. Dacă accepți, îți plătesc eu imediat. Primești? Proprietarul a acceptat imediat și se bucura la gândul câștigului ușor. Nastatin Hoxha a scos o monedă din buzunar, s-a urcat pe o bancă și a lăsat moneda să cadă pe caldarâm spunând: ascultă sunetul monedei, căci el este plata pentru mirosul fripturilor tale. Și aici am în acest desen exact pe Nastatin Hoxha care urcă pe o băncuță și lasă să cadă o monedă, care lovindu-se de caldarâm, bineînțeles, face un zgomot și este genial. Plata fripturilor. Este... Și mai citesc încă una tot așa pentru că am desen. Am făcut mai multe aici în funcție și de timpul pe care mi-l las un pic la dispoziție. Zice: puterea tinereții. Într-o zi, Nastatin Hoxha s-a întâlnit cu niște prieteni din tinerețe și stăteau de vorbă. Din vorbă în vorbă au ajuns să discute despre puterea avută în anii tinereții și despre greutățile aduse de bătrânețe. Nastatin Hoxha l-a spus celorlalți: la mine nu s-a schimbat nimic. Acum, la bătrânețe, am aceeași putere ca în tinerețe. Prietenii s-au mirat și au zis: bravo, Hoxha, Dumnezeu să-ți dea sănătate. Dar cum se poate așa ceva?
Ne-a stat tine, a răspuns. Încă din tinerețe aveam în curte un bolovan mare și nu puteam să-l miști din loc. Chiar în urmă cu câteva zile am trecut pe lângă bolovan și, oricât am încercat, nu am reușit să-l urnesc. Astfel am înțeles că am aceeași putere ca în anii tinereții și că nu s-a mișorat cu nimic forța mușchilor mei. Iarăși mă duc spre cameră. Da. Unde îl vedeți dumneavoastră pe Năstati Hogea, care încearcă să miște bolovanul cel mare. Am 23 de asemenea desene pe care le-am preluat și dau un pic de culoare ca să vorbesc și despre desene, pentru că, bineînțeles, dau și sursa de unde le-am luat. Și eu îndemn pe român să citească, pentru că e foarte frumoasă. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre o carte minunată, cu parfum, aș putea să-i spun, că tot vorbeam mai devreme despre miros, cu parfumul copilăriei, peripețiile lui Năstratin Hogea, în traducerea lui Mihai Cernătescu, invitatul nostru de astăzi, lector universitar, doctor la Facultatea de Științe Umane din Pitești. Îi mulțumim foarte mult că și-a făcut timp să fie alături de noi și să ne împărtășească din, am spune, din experiența și din de experiența de viață și din umorul persan. O carte minunată, Peripețiile lui Năstratin Hogea, în colecția, dacă nu mă înșală memoria, este chiar prima carte apărută în această colecție relativ nouă, în 2016. În 2016 a apărut, dacă nu mă înșel, în toamnă, Peripețiile lui Năstratin Hogea, în colecția Înțelepciunea Inimii. Nu degeaba am pus și titlul, tot vorbeam puțin mai devreme despre inimă, am pus titlul acestei campanii online a editurii Herald, Pe calea inimii, vorbind despre tradiția sufi, despre sufism și despre mulți autori, Omar Khayyam, Rumi, Ibn Arabi, Khalil Gibran și așa mai departe, autori pe care îi puteți găsi în această colecție, Înțelepciunea inimii, intrând pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro. Nu uitați de reducerea de 40% la cărțile acestei colecții și, de asemenea, așa cum v-am mai spus, pentru invitații noștri, o întrebare legat de subiectul dezbătut, un gând, un comentariu, cel mai apreciat comentariu va fi premiat cu o carte la alegere din această colecție Înțelepciunea Inimii. Noi am fost la emisiunea Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Ne întâlnim la un nou episod. Îi mulțumim încă o dată foarte mult lui Mihai Cernătescu. Până atunci, să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere!